Bine v-am regăsit, oameni buni! Vă salut, dragi prieteni ai emisiunii Învață Românești. O dată pe săptămână, perle. Și cum acum sunt multe examene, e clar că am din belșug perle. Am și perle mai noi, am și perle adunate mai de mult, pentru că sunt frumoase, vi le spun și dumneavoastră. Îi mai veni inima la loc, sugerează că chiar se simtea bine alături de o fetișcană. De împărat e vorba. Împăratul era nemulțumit, deoarece îi crescuse un pom în fund, ce făcea mere de aur. În ciuda acestora, împăratul era nemulțumit că el făcea doar flori. Așa se exprimă un elev de clasa 8. El era trist, deoarece nu făcea decât flori și mere bengoase. La faza asta chiar nu mai știu. Scrie în teză, da? Lucrul acesta. Știu că această frază este de cauză. Așa o fi? Vă zic ceva, dar vârâg. Știți, la telefoanele mobile nu scriem toate cuvintele și cele mai uzuale scriem numai inițialele. Vă rog, da? Deci vârâg înseamnă vă rog acolo. Vă zic ceva, dar vă rog, dar nu mai știu. Se mai întâmplă, na? Când nu înveți și nu mergi pe la școală. A fost o sărbătoare așa și așa, când o vecină a fost violată de un violator, dar el îi plăcea. Așa că chiar a fost importantă pentru mine, pentru că am stat mult timp cu imaginea asta în cap. Ca să vedeți de ce a pierdut examenul. Desigur că poți avea mai multe locuri în care să te simți ca acasă, cu condiția să ai mai multe case. Nesimțirea acasă, virgulă, deși ai de toate, virgulă, este o problemă psihică. Cine își uită amintirile e un om uituc sau care nu-i pasă de trecut. E grea filozofia. Femeia s-a întors torcită, vai mama ei, nimic în cap și fleașcă de ploaie. Ceva farmec literar ar fi acolo. Numai că niște cuvinte ne duc în altă parte, nu la farmec. Ea a umplut parchetul de zoaie, dar în loc să șteargă, îi umblau ochii în toate părțile. Doamna din text e prezentată ca praf și pulbere, așa că nu putem numi eroină. Da, bine, aici se face exces de faptul că uneori personaj se înlocuiește cu erou, eroină. Și copilul acesta are dreptate. Personajul e personaj și eroul e altceva. Cațavencu se folosea de șmecherie și tupeu ca să îi pună pe dușmani la locul lor. Deci s-a inspirat din manele. Ca acolo cu dușmani. Autorul era îndrăgostit de matematică, dar era super iubitor mai mult
față de profesorul lui. Copilul hoinărește pentru că are tot timpul o mâncărime să plece în lume. Viile erau plantate pe fața dealului pentru că oamenii au încercat să le pună pe spate și nu le-a mai ieșit struguri. Rolul bunicului era să îi ia la nepot dulciuri, un gest frumos, deși l-a învățat vicios. Fără virgule, fără nimic, a se înțelege. Sensul secvenței pline de haz este că personajul se sparge de râs. Cuvinte din argou care intră, iată, în teze. În cunoscuta baladă Miorița sunt descrise câteva întâmplări în care sunt implicate doi criminali, o oaie turnătoare și un cioban care șochează prin prostia lui. Toma Alimoș era viteaz pentru că cu o mână conducea calul, cu o mână își ținea mațele și cu o mână se bătea cu manea. Deci avea trei mâini. Zoe și Tipătescu se iubeau pe la spate. Originea autorului este o familie, o mamă și un tată. Originea scriitorului este continentul scoțian, dar a avut legături obraznice cu președintele Statelor Unite. Timpul verbului a descoperit, între ghilimele, a descoperit, este 1908, deci acum 115 ani. În timp ce citeam, am adormit și am visat că pe geam se aruncă în cameră spioni FBI, CIA și de cyber securitate, curioși ce jocuri am eu prin calculator. Că nu știi ce-i compunere sau aiureala. Cuvântul băiețel s-a format prin compunere de la vocativul băi și sufixul ețel. Textul e incomplet. Nu înțeleg ce zic personajele și nici cerința. Această operă n-am mai făcut-o. Și scrie totul la un loc. Deci ați observat acolo, domnule, prezența unor chestiuni pe care el le găsește în spațiul public, FBI, CIA, cyber, nu? Și toate introduse alături de președintele Statelor Unite într-o compunere, nu? Care trebuia să aibă o cu totul altă menire. Dar observați că atâta a reținut copilul. Copilul acesta, în loc să meargă la manual, să învețe ce trebuie să învețe de acolo, a reținut cu totul altceva.
Mă iertați, oameni buni, că vin adesea cu perle ale elevilor, dar o fac la cererea multora dintre dumneavoastră, nu o fac de capul meu, și așa se explică de ce odată pe săptămână vin cu astfel de lucruri în fața dumneavoastră. Mai am încă perle, voi mai aduce și în săptămânile viitoare. Până atunci am să vă mai aduc însă și perle ale politicienilor și chiar ale profesorilor. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi, oameni buni. Nu uitați să-mi lăsați sugestiile, impresiile, criticile dumneavoastră pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește a Televiziunii Plus Suceava. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, doamnelor și domnilor. Pa, dragi copii!